Potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, în cadrul acestor întruniri vor fi stabilite conducerile asociațiilor pentru următoarele 12 luni, se vor prezenta veniturile și cheltuielile și se vor aproba salariile. Voi participa și eu la cât mai multe, așa cum am participat și în trecut, pentru că merg să verificăm acea corectitudine a acestor adunări generale și, bineînțeles, merg să stau de vorbă cu sucevenii pentru a prelua din problemele lor. Convocarea se face pe bază de tabel nominal. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să semnați acea convocare pentru a ști data primei sau a celei de-a doua întruniri și vă rog să participați, pentru că deciziile se iau în primă fază cu jumătate plus unul din cei din Asociația de Proprietari și niciodată nu sunt. La a doua convocare, deciziile se iau cu jumătate plus unul din cei prezenți. Și vă dau un exemplu, avem o asociație în municipiul Suceava care are peste 4.000 de persoane, peste 2200 de apartamente, Asociația 23 plus 27 din cartierul Opcin. Gândiți-vă că e o comună destul de mărișoară, sunt peste 4000 de persoane care au drept să decidă în cadrul acelei adunări generale. În municipiul Suceava sunt 136 de asociații de proprietari.